Am revenit în direct, o discuție tensionată despre starea sănătății din România și vreau să vă puneți o întrebare retorică. Aveți încredere să vă duceți copilul, sora, fratele, poate chiar părinții în sistemul de sănătate de stat din România, public? Sunteți mulțumit de standardul de calitate în sistemul public de sănătate? Că tot s-au mărit salariile la unii din sănătate și la alții s-au diminuat? Asta este întrebarea. Domnul Vasile Barbu, Asociația Pacienților, Sabin Orcan, doamna Monica Pop, manager de spital, Mircea Coșa și domnul parlamentar Simion. Asta este întrebarea, dragii mei invitați. Doamna Pop, aveți? În primul rând, a trecut o lună de-abia, da, de când salariile sunt mai mari, dar în orice caz eu sunt... Pentru unii sunt mai mari, doamnă, da, nu pentru toți. Pentru cei mai mulți. Pentru cei mai mulți. Interesant. E frumos. E foarte, da, bine că s-au mărit salariile păi medicilor. Și cu toții știm, dar ceilalți trebuie să primească. A spus până acum de două ori sau de trei ori că 10% sunt nemulțumiți. Deci 90% sunt mulțumiți. Doamna Pintea, ministrul sănătății, a spus că 10% din angajații întregului sistem, așa, de sănătate și-au pierdut bani din venitul. Da? Cât înseamnă ca cifră oficială, știți? Nu. Nu, adică știți. Nu știu cât 10.000, 15.000 de salariați. 35.000 de salariați sunt în sistemul. Știți dumneavoastră și nu știe nimeni. Nu, am vorbit de la solidaritatea sanitară cu câți lucrători sunt în tot sistemul de sănătate. Știți ce înseamnă asta, doamna Pop? Înseamnă 35.000 de familii sau 10.000 de familii sau 20.000 de familii. Sau 5.000. Da, sau 5.000 de familii care au mai puțin, da, bani. Orice știți lucru... care este diferența într-o familie de oameni normali care câștigă 2.500-3.000 de lei pe lună, când își pierd 700 de lei pe lună? Asta înseamnă diferența de pâine, de cheltuieli cu energia, cu gazul. E foarte mare pierdere atunci când este fără, doar și dacă e așa, cum spuneți. Dar încă o dată, dumneavoastră, cât aveți salariul ca manager de spital? V-am spus. Cât? Mai înainte. Deci cred că rămân în mână cu 8.000 și ceva, 9.000 de lei. Este corect. După toată experiența și vechimea pe care o aveți, este corect. Da, asta este de acum. Vreau să vă spun că în urmă cu o lună aveam 5.000 de lei și sunt totuși medic primar. Știți care și... este? Un secretar de stat câștiga cam ca dumneavoastră 5.000 de lei. Nu cred. Ba da. Asta este secretarul de stat, adică adjunctul unui ministru din Guvernul României, câștigă undeva la 5.000 și ceva, ceva de lei. Încă ceva. Ceea da, ce da, spus... diferența este că dumneavoastră ați vindecat oameni. Dumneavoastră s-au ca medic. Mărit, asta era, da? Vechi, s-au mai mărit și la secretar, deci, de stat. Așa e. Spunea domnul Barbu mai înainte și are perfectă dreptate. Vreau să vă spun că doamnele asistente din blocul operator, deci în anestezie și terapie intensivă, aveau salariul mai mare decât al meu. Pentru că au sporul respectiv și erau salariile mai mari decât salariul meu, ceea ce nu e permis niciodată să se întâmple și atunci, acum s-au reglementat lucrurile și nu mai sunt așa. Scuzați că vă întreb, acum câți medici au salariu cu mult mai mare decât salariul dumneavoastră? Toți. Deci, toți. Toți. Credeți-mă că am văzut o efuziune a unui rezident care zicea, am primit în mână 5.200 de lei. Să știți că în urmă cu câțiva ani rezidenții aveau 1.000 de lei. Și nu erau plătiți pentru gărzi. Stați un pic. Încă o dată sunt, domnul deputat, nu vă băgați unde nu știți, că vă ardeți. Dar eu primesc, deci, uitați, deci, de exemplu, la nivel deci, de institute, s-au primit recomandări. Mă ascultați puțin? Da, dacă nu îmi permiteți sper. Să vin. Nu, lăsați-mă să termin. S-au recomandări de la minister, deci, încă o dată, să se încadreze în buget. Rezidenții pot să facă gardă din anul 3, gardă plătită. Până atunci nu-i voie, așa e legea, peste tot în lume. Dumneavoastră v-ați dat pe mâna unui rezident care e de un an? Doamnă, sunt spitale unde stau numai rezidenți. Dar nu e voie să facă muncă singur. Dar dacă omul acela muncește, rezidentul... Dar muncește și primește bani. N-ați auzit acum? Nu, doamnă, după 3 ani, a spus acum câteva minute. Și cei 3 ani, ei stau nopțile în spitale și nu sunt renumerați nimic? Nu stau. Dar nu stau. Nu stau la gând. Nu. Haideți, doamnă, că am prieteni care sunt rezidenți. Nu-i obligă nimeni să stea în gardă. Dar dacă stau acolo, nu sunt renumerați. Deci ei nu sunt în gărzi. Sună în primul rând că se numește remunerați și în al doilea rând că nu stau în gărzi rezidenții de anul 1 și 2, decât dacă vor. Cine vrea să învețe, stă tot timpul. Și domnule mi se pare profesor, normal. Vă văd foarte îngândurat. Haideți să facem o concluzie la această discuție, că avem subiecte interesante și cu roborul și cu
deci, șpăgile astea de la DNA? Concluzia e greu de făcut, pentru că de-abia s-a pus în aplicare și vedem, după părerea mea, vor fi efecte negative în timp. Dar sunt două lucruri care mă preocupă. În primul rând, această măsură de creștere a salariilor medicilor nu e făcută în funcție de calitatea muncilor și sau de utilitatea socială a muncilor. E făcută doar ca să respecte un anumit criteriu politic, acela de a nu părăsi țara. Pentru că dacă ar fi după utilitate și importanță, ar trebui să avem același lefuri și în învățământ. Corect, corect. Ar Bun trebui să avem lefuri foarte mari la sudori. Pentru că nu avem sudori. Exact. Că și nu mai găsim sudori ca să facem apartamente deci, și blocuri deci, în România. Toată problema până la urmă arată că această lege a adus anumite inechități între categorii. În al doilea rând, am auzit aici ceva, nu știam, în legătură cu sporurile de 100%, care se consideră a fi foarte mari. Da. Cine are acest dar dumnezeiesc ca să spună că sunt mari sau mici? Dar dumnezeiesc. Da, pentru că asta nu poți să o estimezi. Cum? Îmi place această formulă, domnule Coșea. Vreau să vă citesc. Există norme? Durează exact un minut. În timp ce făceam dezbaterea asta, care durează de aproape o oră, despre situația din sănătate, am primit un mesaj pe pagina de Facebook a postului de televiziune B1 TV. Da? Este un domn, nu o să-i dau numele, că nu vreau să fac greutăți, este un medic, care a scris așa. Și trebuie să avem răbdare un minut și jumătate să vedem ce ne-a scris acest doctor, medic, specialist, tânăr, despre situația reală din sănătate. Iar rândurile astea pe care o să le citesc eu trebuie puse acolo într-o ramă, în fiecare cabinet, în fiecare cabinet de medic specialist din România. Și spune medicul telespectator așa. Îmi pare rău să vă spun, dar salariile mărite nu îi vor opri pe unii medici din a accepta plicuri. Pun eu ghilimele, adică șpagă. Pentru mulți a devenit o acțiune banală. Unii medici nu mai apelează la carduri. Le verifică pentru a fi siguri că au intrat banii acolo. Că sunt 6.000 de lei sau 12.000 de lei, tot un drac, prea puțin contează. Plicul și-a făcut imagine reprezentativă și s-a întipărit în genele multor medici. Apoi mai sunt apucăturile pacienților, care merg pe ideea că trebuie să dea ceva pentru a fi văzuți bine. Sunt teribil de mulți care gândesc așa și salariile nu au nicio treabă cu mentalitatea lor, pentru că e rodul unor zeci de ani de conduite similare în orice segment al societății. Un medic bun trebuie să aibă vocația binefacerii și moralitate mai presus de orice. Au ajuns medicii mulți care n-au de nici una. Au ajuns pentru bani, prin orice mijloace, cât mai departe de salariul care este un bonus, nici de cum singura sursă de venit a muncii lor. Salariul este bonus. E trist, dar acesta este sistemul medical în multe cazuri, prea multe. Te-a așteptat să crească și respectul pentru pacienți. Ei, de unde? Tot vor exista unii care se vor crede zei, vor țipa la oameni, îi vor trata ca pe ultimele ființe de pe lumea asta, vor considera că sunt stăpânii absoluți peste secțiile lor. Asta indiferent de salariu dublat, pentru că el, specialistul și șeful de secție, nu schimbă rapid niște apucături ticăloase. Te-a așteptat să dispară și orgoliile absurde. Dar de unde? Domeniul ăsta medical este plin de orgolii și lupte pentru ierarhii. Unii se mănâncă între ei, se luptă ca chiorii, se ceartă tot timpul, trag pentru mai mult, mai mult, tot mai mult. Salariul este fum firav de paie. Mi-ar plăcea să cred că lucrurile se vor îndrepta, dar este o utopie. Avem nevoie de decenii bune pentru asta și nu cred că urmează niște decenii doar bune. Fabulos, felicitări, nu știu cine e domnul. Este un doctor, este un medic specialist, tânăr. Felicitări pentru că are cardiolog. Curaj să pună... Salvează oameni cu afecțiuni pe inimă. Să vorbească despre elefantul din încăpere despre care n-am vorbit. Și anume despre corupția din sistemul medical, care e endemică și care are două capete, ca orice corupție. Pentru că am observat că și noi ne concentrăm la dosarele de corupție la DNA, văd că ne concentrăm pe aia care au luat șpagă. Dar aproape niciodată nu ne concentrăm pe aia care au dat șpagă.
Pentru că corupția are un dublu sens. A doua chestiune este că, într-adevăr, păcătuiește însă în generalizare, fără a avea exemple concrete, discutăm la modul general filozofie. Dar e adevărat, sunt medici în România și astăzi, cu toate salariile mărite, care vor lua în continuare celebrul plic. E adevărat că sunt români care cred că se tratați mai bine dacă dau celebrul plic și e adevărat că asta va continua în ciuda măririi acestor salarii. Nu spun că e la toți la fel. Nu spun că e la toți la fel. Sunt și medici, am auzit cazuri care au devenit așa și celebrități în spitale care nu iau deloc niciun leu. Nu că doar că nu condiționează actul medical, dar nu acceptă și dacă te duci să-i dai un plic, te trimite la plimbare. Dar, repet, sunt foarte multe, hai să le spun, somități din domeniul medical, îmi cer scuze doctorilor corecționești din România, care au transformat asta într-o industrie. Din păcate, din ani de problema lui Ceaușescu, adică e ceva vechi, nu e de acum, de ieri, de altieri. Din păcate, asta cred că nu se va rezolva până când nu se vor trezi și oamenii care se duc în spitale să nu se mai ducă cu plicul la ei. Pur și simplu, au aflat care salariile medicilor. Medicii au, după părerea mea, în acest moment, un medic bun are salariu decent, da? Se poate și mai bine, dar un salariu decent pentru nivelul României, că despre asta am discutat, să nu se mai ducă cu plicul. Spectatorul nostru care este medic îmi spunea următorul lucru, ne spunea nouă că sunt medici care nu își verifică cardurile de salarii. Da, e adevărat. Eu vă pot spune că e adevărat. Pentru că șpaga este atât de bună în fiecare zi. E toate domeniile vieții sociale. Asta nu o să se poată niciodată. Să zic că unul care s-a născut să facă așa ceva, face în continuare, poate să aibă și de 10 ori mai mare salarii. La dumneavoastră în spital, doamna Pop, se ia șpagă? Ce bine îmi pare că m-ați întrebat. Deși știți foarte bine și chiar am primit un mesaj. Nu pot să cred că este singurul spital din România unde nu se ia șpagă. Dacă vreți să vă citesc ce mi-a scris un telespectator, tot un medic care a zis rezistați bine răutăților domnului Mănăstire și are, și nu numai, și are dreptate. Normal deci că sunt rău, de-aia fac emisiunea asta. Da, dar nu e așa. Puteți să faceți și lucru corect și nu e corect ce faceți. Deci, în 25 Doamnă, ani... critica societății din partea presei este o este parte din Constituția României. Suntem chemați să criticăm guvernarea pe dumneavoastră, pe toți cei care au putere și... Și da? Face și pentru cei care nu merită. Deci, adică? M-ați întrebat de șpagă în spitalul pe care îl conduc. Vreau să vă spun că în 25 de ani de conducere, niciodată nu s-a întâmplat să vină... N-am spus că n-a luat nimeni nimic, nu asta am spus. Am spus altceva. Niciodată nu s-a întâmplat să vină un pacient să-mi spună că i-a condiționat cineva sau i-a cerut cineva vreun ban. 25 de ani, domnule Mănăstire. Și asta înseamnă ceva. Și domnul Barbu vă poate spune despre spitalul nostru câte ceva. Știe despre spitalul nostru. Facem o concluzie și vreau să-mi exprim și punctul meu de vedere care nu vă place. Ca să facem o concluzie a discuției din această seară. Eu știu așa. De 20 de ani se fac reforme și revoluții în sănătatea românească. Dar niciodată n-am văzut niciun partid, niciun lider politic, niciun medic mare din România care să pună în centru reformelor de sănătate pacientul, pe dumneavoastră. Niciodată n-am văzut o reformă în sănătate, o revoluție în sănătate, da? Care să aibă în mijlocul dezbaterii pacientul. Este vorba despre noi, despre viața noastră, despre sănătatea noastră, a dumneavoastră, a părinților dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră. Am discutat despre medici și este bine să discutăm despre medici, despre salariile medicilor este bine să discutăm, despre asistenți, despre brancardieri, despre biologi. Niciodată în România ultimilor 20 ceva de ani n-am vorbit despre pacient. Povestea cu sănătatea este despre oameni și despre sănătatea oamenilor. Noi suntem subiectul sistemului de sănătate, nu? Sabin Orcan. Sau despre ce discutăm aici? Să ne zică domnul Irinia, eu sunt... Da? Barbă. Bă, domnul Barbă. Da, s-a vorbit, dar la modul populist. Unde? S-a vorbit? Unde, domnul Barbă? Unde s-a vorbit? Da? Vreau să văd un ministru a Sănătății să spun, domnule, prioritatea zero este pacientul. Păi, haideți să vă spun. Ăla care merge să salveze viața în spital. În fiecare an am avut cât un ministru. Ce strategie să facă? Abia nici măcar nu-și termina formarea echipei. Și pleca. Venea cu altă echipă, și tot așa. În Ministerul Sănătății nu există o structură de personal foarte bine închegată, de funcționari, de tehnicieni, de adevăratele, care să servească Ministrului Sănătății. Acum, doamna ministru Pintea a venit într-un minister
care la fel l-a găsit și domnul Bodog, într-un minister golit de personal de specialitate. Foarte puțin. Sunt unii care, într-adevăr, țin ministerul cât de cât. Dar sunt foarte multe probleme acumulate în sistem, pornind de la comisiile de specialitate consultative, pornind de la acele departamente care se ocupă de programele naționale, care sunt o mână de oameni numai, da, acolo. La Agenția Națională a Medicamentului, la fel, sunt o mână de oameni care trebuie să rezolve, iată, miile de molecule de medicamente care dispar, care... Mai este la Agenția Medicamentului ăla Vlad Mixici, pus de Cioloș? Nu. Ăla deontologul, tehnocratul, da? Echipă. Asta e un pic, dar ce a făcut ceva? N-a făcut nimic, mă gândeam la tehnocrați. Nici nu am putut să facă ceva, dacă stau din să mă gândesc, am încercat să facă, din păcate așa acolo îi trebuia echipă și nu putea să facă. Dacă sunteți corect, domnul Mănăstire, ați spus vreun cuvânt de faptul că domnul Vlad Voiculescu a împiedicat tot transplantul din țara asta și că s-a făcut acum transplant pulmonar și pacientul e bine și evoluează bine? Un cuvânt bun, să auzim și noi și să știm că se poate și că se poate stimula medicina din țara asta. Asta nu spune nimeni. Trebuie să dăm numai cu toporul, să tăiem orice fel de inițiativă, să nu înțelegem că oamenii vin, sunt și oameni care vin cu gânduri bune și cred că cei mai mulți sunt așa, că nimeni nu-i nebun să nu dorească să lasă în urma lui ceva pozitiv. Dar trebuie să dăm în cap la oricine. Doamna Pop, nu vă supărați, cu tot respectul. Eu vă stimez, dar să știți că aici faceți o greșeală pe care o fac mulți oameni, adică, care vin în platourile astea de depăi. Vă spun în calitate de jurnalist, că stă aici colegul Silviu Mănăstire, de profesie. Și faceți următoarea greșeală, doamnă, pe care o fac mulți și politicienii o fac și îmi pare rău că o face și noastră. Și anume, veniți la televizor frecvent, sunteți o persoană publică, nu sunteți un medic anonim, sunteți o personalitate. Și când nu vă convine un anumit subiect, ne criticați pe noi pentru modul în care ne faceți treaba. Să știți, priceperea noastră la presă este cel puțin cât este a mea la medicină, da? Adică spre zero. Deci, și atunci vă spun... Și atunci, nu e adevărat. Deci, că n-ați făcut, Urcan, sunt n-aveți multe specialitatea asta, dar vă spun. Nu. Și greșeala este următoarea. Nu trebuie să-l criticați pe domnul Mănăstire, că nu domnul Mănăstire a scos în stradă mii de asistenți, sute de asistenți, supărați că i-au scăzut salariile. Am văzut noi prost, nu erau oameni supărați, erau niște manageri de spitale care se îngrămădeau și au dat pe doamna. Nu știu că e bine, că e rău. Am greșit noi, doamna Pop, în țara s-au ieșit niște oameni în stradă. Nu i-am scos noi, nu i-am scos eu nici Mănăstire, noi relatăm faptele, discutăm. Dar tu i-ai scos în stradă. Deci au ieșit oamenii în stradă, discutăm acum și voastră aduceți argumente. A citit pe opiniile unor medici care sunt pro și contra, nu că n-ar vrea cineva mărirea salariilor, dar pe ideea că oamenii ăia s-au dus acasă la familia lor cu mai puțin bani. Despre asta discutăm, nu are nimeni nimic cu dumneavoastră. Mii de familii, doamna Pop, mii de familii. Da, a fost care vrea să plătească credite și cheltuie. A fost unul care v-a dat telefon să vă spun asta. Mulți, a făcut mii apel de oameni. Nu, a făcut apel să intre în direct. N-a intrat nimeni. Eu văd o doză de egoism. Adică dacă unii sunt bine din sistemul de sănătate, domnule, ceilalți care sunt afectați, nu contează. 10%, 5.000 de oameni. Contează orice noi om din doamnă, spuneați mai devreme că nu-i bine că sunt 90%, restul nu contează. Fiecare nu, om contează. Nu contează niciodată. Asta e invenția dumneavoastră. Contează. Nu mă sperii. Dar nu e vorba de a vă speria, e vorba pentru că de nu am spus că nu contează. De a fi fair play față de colegii dumneavoastră. Da, sunt foarte fair play față de colegii. Nu sunteți, pentru că nu vreau celor 10% care și-au pierdut salariile. S-au pierdut din venitul, eu doamnă. Eu nu-i cunosc pe aia 10%. Păi nu, și dacă nu-i cunoașteți, atunci nu înseamnă că trebuie să-i dați la o parte, doamnă. Dar nu am certitudinea că e adevărat. N-am certitudinea că e adevărat. Despre asta e vorba. Dumneavoastră nu știu să vă spun. Domnul Barbu, de ce credeți că au ieșit oamenii în stradă? Nu sunt clare. N-aveau ce face acasă, probabil. Deja e o jubire adusă celor care au ieșit în stradă. Adică jignitea sunt revoltați chiar, unii sunt chiar revoltați. Domnul Barbu, vorbiți prostii. Oamenii au ieșit în stradă că n-aveau ce face acasă, nu? Da. Din sistemul de sănătate. Mai mult. Le-au tăiat unii banii și nu... În următoarea perioadă se vor intensifica aceste proteste. Tot pentru că sunt mulțumiți. Țineți-vă, țineți-vă ideea, dacă vreau să merg la domnul Coșea, da? A crescut roborul, da? Ratele la credite în lei vor crește cu 25%, da? Iar euro va ajunge la 4,75 de lei. Cu alte cuvinte, da? Mai simplu spus, pentru o rată de 1000 de lei pe lună, la un credit prima casă, creșterea va fi de 250 de lei la finalul anului 2018. Așa arată cifrele. Cât a zis? 250 de lei la o rată la un punct de 10.000 de lei. Astea sunt cifrele. Poate că sunt cifre greșite. Haideți să vedem cu
cum ne afectează viața chestiunea asta cu creșterea roborului. Poate că este o impresie, domnul Coșa, nu? Poate că greșim noi. Tot ce se întâmplă este absolut normal și dacă țineți mintea mai discut. O secundă, dăm material. Ah, scuzați. Dobânzile variabile la creditele în lei. Nivelul atins acum de 2,28% este cel mai mare din 27 noiembrie 2014, când a atins pragul de 2,33%. Românii se tem din cauza majorării ratelor. Și pe bună dreptate, analiștii prevăd că anul acesta ratele în lei vor crește cu 25%, iar un euro va ajunge la 4,75 lei. Cu alte cuvinte, pentru o rată de 1000 de lei pe lună la un credit prima casă, de exemplu, creșterea ar fi de 250 de lei la finalul anului. Și copiii au rate la bancă, dar să știi, fata care are casa a simțit. S-ar putea să renunțați la alte lucruri pentru a plăti dobânzile? Normal că renunți. Renunți, că altfel n-ai cum. Vacanțe, concedii, și când faci piața, ei mai ieftin. Vestea l-a luat prin surprindere pe ministrul finanțelor. Vor ajunge la 28, cel mai mare nivel din 2014. Cum comentați asta? Aici, la fel, sunt subiecte pe care o să le abordăm cu ocazia discuției cu Banca Națională. Când? Deja s-a majorat. Dacă noastră credeți că noi o să putem discuta cu BNR-ul, să putem influența în sensul de a nu se ajunge la o decizie a Băncii Naționale, că ți-e înscris de Banca Națională, nu avem cum. Soluția în economia noastră este ca, în primul rând, aceea, să spunem, și aceea s-a rezolvat partea de creștere salariale sau de venituri. Lucrul ăsta s-a încheiat. Totodată, indicele robor la 6 luni a crescut marți la 2,52%, cel mai mare nivel din 28 octombrie 2014, când a fost 2,54%. Banca Națională a României a decis pe 4 aprilie menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an. Da, am revenit direct, domnule Coșa, da? Că făceam analiza. Da. Păi poate și roborul ăsta, care a crescut, eu cred că tu ai... E o greșeală a noastră, nu știu. Nu, Silviu Mănăstir, eu cred că tu ai mărit roborul, nu se poate. Deci da, noi l-am mărit aici în studio, în ora asta, da? Roborul. Știi, cea mai mare greșeală care se face este să politizăm lucrurile care sunt absolut normale în economie. Ce se întâmplă astăzi este normal, lucrurile au început să aibă o explicație clară, sunt doi factori de influență, poate și al treilea, dar doi sunt foarte importanți. Unul este politica guvernului, ea a dus la tot ceea ce ni se întâmplă acum, place sau nu place, trebuie ca să spunem lucrurile astea. În momentul în care ai mărit salariile, ai mărit veniturile care intră în piață, se mărește consumul, un consum care nu e acoperit de producție internă. Deci o mică paranteză, domnule Coșa, domnul Dragnea acum 2 zile spunea că a observat cu mare îngrijorare că au crescut prețurile și că anumite companii multinaționale au mărit prețurile la raft. Și chiar era foarte surprins de chestia asta. Domnul Dragnea nu înțelege ce scrie la manual de economie din clasa 9-a, ăla vechiu, când făceam noi la liceu în clasa 9-a, da? Dom'le, dacă mărești, da? Și oferta este și cererea este că sunt bani în piață, normal că crește prețul. Nu e mare filozofie. Sunt lucruri normale care trebuie să fie înțelese. În momentul în care s-au mărit veniturile, în mod automat cresc prețurile, pentru că noi nu avem o ofertă care să acopere cererea în creștere. Importăm, deci crește în primul rând euro, pentru că importăm pe euro, goana după euro mărește prețul. O altă mică paranteză, domnule Coșa, haideți să le explicăm ăstora de la PSD, că știu chestia asta, dar cum naiba să facem noi ca țară, da, să oprim nebunia asta cu importurile, să producem în țara asta roșii, cartofi, legume, bunuri, servicii, da? Ca să nu mai importăm, să facem decalajul ăsta de miliarde de euro, de peste 10 miliarde de euro. Țara asta nu poate produce bunuri și servicii ca să nu mai cumpărăm din afara României. Momentul ăsta de acum e foarte complicat și periculos. Nu o spun prima oară la dumneavoastră, am avut un interviu care a apărut în scris, deci nu e o noutate, poate știți. Au apărut 3 deficite în același timp.
Ăsta e un lucru foarte grav. Furtuna perfectă se numește, da, în economie. Da, sau alinierea planetelor. Că acum tot e de la modă cu alinierea horoscopul. Planetelor. Deci este deficitul bugetar, care a crescut foarte mult și foarte repede. E deficitul contului curent, adică intrările de venituri și ieșiri. Deficitul balanței comerciale, adică importurile și exporturile. În momentul ăsta economia începe să respire greu. N-are suflu. De ce s-a întâmplat lucrurile astea? De ce nu avem ofertă? Pentru că de vreo 20 de ani, nu e o chestie care putem să imputăm acestui guvern, de vreo 20 de ani și mai ales după intrarea în UE, producția internă este absolut subminată, din diferite motive. Pe cum să fie subminată? Subminată. Prin toamnă, prin octombrie, domnul Dragnea mergea prin sudul României și mânca roșii, cu mustața lui și mânca roșii, așa, și spunea, producem roșii. Și avem producția agricolă și suntem tigri Europei, da? Asta și mușcat din roșie, domnul Dragnea. Ăsta e lucrul cel mai grav, că într-adevăr devenim tigri Europei. 2017, 2016, dar 2017 ne-au urcat multe locuri în scara producătorilor de produse agricole. Suntem pe locul 4 sau 5 păi în perfect. Europa. E bine atunci, e nu? E bine, dar nici măcar roșiile nu le prelucrăm în România. Nici măcar grâul care îl exportăm la vagon și importăm cocă congelată. Exportăm porumb în Ungaria și importăm mălai. Cu alte cuvinte, românul când merge în supermarket și pune mâna pe o conservă de aia de roșii, da? Pe care scrie Italia, Ungaria, Polonia, de fapt el mănâncă roșie românească pe care o bagă în conservă cei din afară. În cea mai mare parte exportăm cartofi, exportăm sfecla, exportăm tot ceea ce am produs și am produs în cantități foarte importante. Asta este lauda celor din agricultură că au știut cum să lucreze. Păi și atunci ce facem cu roșia? O secundă să vedem pe domnul Dragnea cum mănâncă roșii. Ce facem cu roșia? Că roșia este de fapt un simbol al stadiului în care se află economia românească. Noi facem grâu, facem porumb, facem roșii, producem și mai departe, dar mâncăm toate produsele astea, da? Din afara României. Cocă congelată, conserve de roșii, pufuleț, da? Mălai expandat, da? Și așa mai departe. O secundă să văd pe domnul Dragnea cum mănâncă roșie cu mustața dânsului, da? Asta e roșie. Vânzata de bine. Foarte. Nu vă, vedeți să le iei frică. Așa tăiate și vii, nu? Brânză, și brânză. Domnul președinte, domnul, cum vă zic ăștia din partid, domnul, asta e roșia, dar nu o mâncăm noi, că o mâncăm 2-3 săptămâni după care o importăm la conservă din Ungaria, din Italia. Asta este roșia, este a noastră. Dar pe conserva aia scrie made in Poland, made in Italy, made in Hungary și așa mai departe. Care e problema? Da? Care e problema? Care e problema? Problema nu e, eu nu sunt un adept al intervenției statului aici. Până la urmă problema e de economie reală. Poate că statul a făcut greșeli din punctul ăsta de vedere, dar încă o dată, chestiunea nu ține de propaganda asta la televizor. Că o să zică, dragă, de mâine mâncați români roșii românești și aia o să mănânce roșii românești. Hai să ne uităm și la prețul cu care se vinde o roșie românească și prețul cu care ne vin alea frumos ambalate direct. Plasticul, da? Plasticul din Turcia, din Olanda. Turcia, din Olanda. Hai să ne uităm și la preț. De exemplu, am auzit-o pe aia cu usturoiul și vorbeam cu un fermier. Care zice, da, noi facem usturoi tradițional, de sute de ani. Dacă îmi vine un vagon de usturoi din China, e cu 30-40% mai ieftin decât la noi la piață. Și atunci... Păi poate că e o problemă de preț, de competitivitate. L-am auzit însă pe domnul profesor și vreau să fac o remarcă. Știu că domnul profesor Coșa nu e totuși chiar așa un adept al naționalismului economic, chiar așa, să punem bariere la granițe. L-am ascultat cu foarte mare atenție. Și spunea că sunt niște, eu înțeleg, niște verigi între agricultură, nu, și consumator, care lipsesc de la noi. Și noi exportăm ceva ca să facă ea, nu știu, cocă și mâncăm. Verigi de prelucrare. De prelucrare. Verigi de intermediere sunt prea multe. De prelucrare, nu de intermediere, nu de revânzare, de prelucrare. Și întrebarea este, de ce se întâmplă acest lucru după 27 de ani? A avut vreun guvern vreo strategie în sensul ăsta? S-a gândit cineva la asta, că s-ar putea întâmpla asta? S-a gândit cineva că o să avem roșii aruncate pe marginea drumului sau care să strică pentru că noi nu avem posibilitatea să le stocăm, nu avem silozuri și așa mai
departe? Nu că nu s-a gândit. Au făcut și niște strategii care zac prin niște sertare. Sunt 80 și ceva de strategii de dezvoltare în România, dar nu aplicăm niciuna. Problema este că trebuie ca să o spunem aici, nu vorba de naționalism sau nu. România a intrat în Uniunea Europeană pentru că avea o piață. Ori piața asta trebuia să fie a cuiva. Și atunci tot ceea ce era producție românească s-a distrus. S-a distrus prin fiscalitate, s-a distrus prin DNA, s-a distrus. Domnul Coșa, s-a distrus înseamnă la modul impersonal. Cine a distrus? Nu s-a distrus așa în general. Unii au distrus, nu? Anumite părți, ca să nu generalizez, are clase politice care au pactizat cu interese economice străine. Hai, ca să spun din afara țării. Îmi place punctul pe ei. Luăm pauza comercială. Mulțumesc, doamna Pop, pentru discuția despre sănătate. Domnul Barbu, vă aștept cu mare interes, pentru că sănătatea va rămâne... Doamna Pop, mai veniți la dosar de politician, da? Fără supărare după această discuție. Nu, nu e nicio supărare. O întreagă nebunie, o să vedeți elemente noi din dosarul șpăgii de 20 de milioane de euro de la DNA, Boureanu, da, care se rupea în figuri pe la cluburile de fițe din Mamaia, a fost în fața DNA, și niște băieți foarte supărați din opoziție, discutând despre legile serviciilor de informații, legile de securitate națională, că Dragnea vrea să schimbe și legile de funcționare ale SRI și SIE. Pauză și revenim. Politician Sabin Orcan, profesorul Mircea Coșa și Ionuț Simion ca PMP. Cristian Boureanu, da? L-ați văzut? S-a bătut pe la Mamaia, se rupea în figuri pe la cluburile de fițe de pe malul Mării Negre. Boureanu a fost astăzi în fața procurorului DNA ca să justifice acuzații de șpagă. Peste 1.200.000 de euro cash ar fi luat Cristian Boureanu într-un dosar de corupție fără precedent în istoria României recente. 20 de milioane de euro au găsit procurorii DNA transferați în conturi din offshore, în conturi din străinătate, dați pentru o lucrare, da? Magistrala CFR București Constanța, acolo a fost paga. 1 miliard de euro au plătit românii noi pentru această cale ferată. Șpaga ar fi fost de 20 de milioane. Există vreo 9 milioane de euro care nu ies la calcul. Au luat șpagă Boureanu, Sebi Vlădescu, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Gioan, așa spune DNA-ul, dar nu ies banii. Iar Boureanu astăzi, în fața presei, a bâguit ceva. A spus asta. Haideți să vedem ce a spus Boureanu. Cristian. Ați plătit ca... Ziua, nu s-a discutat. Cer scuze, nu s-a discutat despre asta și nu am încălzit. Apelez la înțelegerea dumneavoastră să lăsați să meargă dosarul mai departe. Apelez la înțelegerea dumneavoastră, lăsați un pic dosarul să curgă și veți avea la timp toate informațiile. Domnul ăsta care a fost deputat PDL vreo două mandate își făcea concediile în insula exotică Saint Barts. Mergea în Caraibe, mergea în Cuba, mergea în Portugalia, în Spania, în cele mai exotice și frumoase insule din străinătate, Sabin Orcan, fără să aibă un venit clar și declarat. El a fost demitat la statul român începând din 2004. Bun, avea afaceri Cristian Boureanu. Ce afaceri avea? După ce a devenit parlamentar, lui Cristian Boureanu i-au răsărit niște firme. Multe firme. Multe firme, cu fratele lui, unele din ele. Unele din firme au rămas datoare cu milioane și milioane de lei la statul român. Cred că am publicat o investigație despre asta când... Dar știi cu ce se ocupa oficial Boureanu? Apropo de sănătate. A vândut Boureanu, Sebi Vlădescu și un tip hozoc. Ăștia erau principalii importatori de imunoglobină și de plasmă umană pentru spitalele din România. Bun, Sebi Vlădescu era ca în versul ăla, în toate cele ce sunt. Era și la Roșia Montană Gold Corporation, consultant. Era în toate domeniile băgat. Dar ce vreau să spun de domnul Boureanu, cred că au publicat colegii mei o investigație în care arătau foarte clar cum, și au publicat mai mulți jurnaliști, cum... Și-a vândut firmele datoare la statul român unor irachieni pe care nu mai imunoglobină, cum a spus doamna Dăncilă, că ăsta este termenul consacrat. Deci, însă mie mi se pare important un alt personaj despre care
am vorbit, m-am documentat și eu puțin așa mai bine și la asta mă pricep un pic mai bine decât la sănătate și la economie. Domnul Constantin Dascălu, zis Tony Dascălu, un domn absolut necunoscut, da, din Cluj, necunoscut pe scena asta națională. Din Cluj, domne, da. Da, din Cluj. Ce coincidență. Domnul Tony Dascălu a fost în primul rând angajatul lui Pașcani la Arpad Pașcani la reprezentanța Opel din Cluj. După aia a fost acționar la clubul CFR Cluj. După care a ajuns la un moment dat, pentru un an și un pic, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, perioada la care se referă dosarul DNA, și a mai fost câteva luni sau nu știu cât consilier la Ministerul Economiei. A fost în Consiliul Director, Sabin, a fost în Consiliul de Administrație al Petrom OEV România. Exact, exact. Dar cât era la Ministerul Transporturilor și se ocupa fix de CFR, acuzația din dosarul ăsta, a fost implicat, apare pe stenograme și în dosarul lui Pașcani, care a fost închis, nu se mai știe nimic de el, când vroia Pașcani să asocieze cu CFR să ia un teren în centrul Clujului, dacă vă mai aduceți aminte. Domnul Dascălu e acolo, în dosarul ăla. Eram pe la Cluj, pe acolo, făceam Domnul Dascălu e și în celălalt dosar al lui Pașcani, ăla cu firma Asit, sau nu mai știu cum îi spune, la care era angajat chiar domnul Dascălu. Domnul Dascălu e implicat și în drepturile de televizare ale fotbalului în România. Nu pot să cred, dar băieții ăștia de la Cluj sunt oameni corecți, ei nu iau șpăgi, măi, da, Sabino, nu, ei ca grupul de la Cluj, când nu iau șpăgi. Când se jura Pașcani la televizor, eu n-am nicio treabă, nu știu, dom'le, sunt niște offshore-uri de până Malta, nu știu după unde, cel care semna hârtiile către cluburi, către așa, era acest domn, Tony Dascălu. Trebuie să facem, apropo de CNA, că astăzi am fost în fața Consiliului Național al Audiovizualului, nu ai probe pentru asta, să facem solicitare să intervină domnul Pascani, domnul Gino Orgulescu, să dea explicații, eu nu sunt de acord cu ceea ce spui tu. Nu s-a luat nicio șpagă, așa cred eu. Domnul Tolontan, Gazeta Sporturilor, despre chestia cu drepturile de televizare, ca să o iau în ordine inversă. Domnul Dascălu, biografia pe care v-am spus-o, locurile în care a fost angajat, biografie publicată de presa din Cluj, cu toate aceste povești, după ce a luat această presupusă șpagă, uite, ca să fiu și eu corect, da, cu domnul Dascălu... După asta zice DNA-ul, nu spunem noi, domnule, DNA-ul este o instituție controversată de altfel. Șpaga de un milion și ceva de euro de care vorbesc, de care îl acuză procurorul DNA... Doar atât, un milion jumate de euro, domnul Dascălu, după care, el fiind secretarul de stat care se ocupa fix de CFR, deci fix de lucrarea. După care, în câțiva ani, lui domnul Dascălu i-au răsărit și lui niște firme, multe, vreo 4-5 firme, sunt în declarația de avere din 2010 și și-a deschis un magazin de lux care se numește Roche Bobois, sper că am pronunțat bine, franțuzesc. Este un magazin de lux. Ăsta ce vinde? Ăsta este, vinde mobilier de lux. Mobilier. Și ca să știi că tu nu vei avea niciodată cum să-ți iei mobilier de acolo, sau eu, sau domnul profesor Coșa, sau chiar domnul deputat, domne, acolo o măsuță costă 3-4 mii de euro. Domnul Coșa, nu vă luați o măsuță de la domnul Dascălu, de la CFR, de la Ministerul Transportului. Bonul mediu... Nu ajungeți până la Cluj. Bonul mediu de cumpărare din acest Roche Bobois fiind 12 mii de euro. Bonul mediu. 12.000 deci, cumpărătorul de euro. Mediu care trece, cumpără din acest magazin 12.000 de euro. Domnul a investit în această franciză 700.000 de euro. Banul jos. Da? Deci despre asta e vorba. Am vrut doar să descriu personajul. Eu nu acuz de nimic, îl acuză DNA-ul. Să spune el mai departe dacă din diferența aia s-a mai dus și la alte persoane. Că e foarte interesant. În presa din Cluj sunt zeci de articole în care se spune că domnul acesta Dascălu a fost trimis în Guvernul României de către domnul Pașcani. Nu pot să cred. Nu de mine, de tine. Nu sunt de acord cu această afirmație, Sabin Orcan. Eu cred că băieții de la Cluj sunt niște oameni sinceri, n-au furat niciodată. Nu există grupul de la Cluj, n-a existat corupție la Cluj niciodată. Acest domnul Tony Dascălu este un om sincer și corect în esență. Nu a furat niciodată, da? Doar DNA-ul este răutăcios. Doar DNA-ul e rău și spune că a luat o șpagă de 1,5 milioane de euro, dar atenție, foarte interesant ce spune DNA-ul, nu dă mai multe amănunte, că a luat-o prin intermediul unor societăți apropiate, prin offshore. Deci era un circuit, nu îți dădea șpaga direct la pungă și zicea, pentru că aici vorbim de o asociere de firme, da? Trei firme, să înțeleagă românii, să o luăm de la capăt. Deci trei firme au câștigat o licitație să facă o bucată de cale ferată și au zis costă 600 de milioane de euro. 600 și ceva. Și a ajuns la 670. Și după o perioadă au zis, bă, ne-am gândit mai bine, costă 1 miliard. Și mai trebuie 330 de milioane. Din de ăștia 330 de milioane, băieții ăștia au cerut comision. Dar ei, ca să dea șpaga dintr-o corporație străină, nu vine aia cu banii la pungă. Și acolo au trebuit să creeze un circuit de offshore-uri
pe care să plimbau acești bani. Și spuneau, i-am dat lui avocatul cu tare un onorariu de 1 milion de euro. Domnul Boștină, spun surse de presă. Aia, să plimbau niște bani. Dar eu înțeleg că dosarul ăsta are totuși, dincolo de denunțuri, că înțeleg că e un denunț, poate chiar de la domnul Boștină, care a devenit un balzac al denunțurilor. Niște hârtii. Da, dumneavoastră, niște comisii rogatorii, cum s-au plimbat banii pe conturi. Adică aici sunt urme. Domnul Coșa, cum scăpăm în esență de blestemul ăsta care a căzut pe țara asta, da? Toate marile proiecte de infrastructură, da? Că discutăm acum de calea asta ferată București-Constanța, Bechtel, nu le număr pe toate, da? Am luat șpăgi. Demnitarii statului român se pare că au luat șpăgi și n-au făcut și n-au lăsat nimica în urma lor, domnule Coșa. Asta este marea tragedie. Și Ungaria, și Victor Orban este acuzat, de exemplu, în Ungaria, că a luat Fidesz-ul și partidul, i-au luat șpăgi pentru infrastructura din Ungaria. Și în Bulgaria sunt asemenea acuzații. Dar ei au autostrăzi, au cale ferată, au lucruri palpabile, da? Pentru populațiile respective. Da. Noi am luat și șpăgi și nu avem nici infrastructura chiar respectivă. Chiar vreau să întreb, măcar s-a făcut calea ferată care... Păi s-a făcut, dar mergem zero, ca o cănița. Să circulă pe ea cu 70 de kilometri la oră, ca acum 50 de ani. Practic s-au refăcut niște terasamente, nu s-a refăcut calea ferată. Nu e o cale ferată nouă. De la nu s-a făcut de la zero. Nu e un drum luat până câmp, așa, și au făcut o cale ferată. Nu, au luat o cale ferată și au renovat-o, au refăcut-o. Un miliard de euro. Să știți că nu sunt foarte optimist. Lucrurile sunt foarte bine organizate, cu ramificații peste tot, e greu ca să destructureze așa ceva. Pe de altă parte, chiar dacă am reușit ca actuala clasă politică băgată în astfel de afaceri să fie eliminată, nu văd din partea tinerilor politicieni o dorință aprinsă de a face ordine în țara asta. Așa încât eu cred că până la urmă trebuie să revenim la o chestiune care este la modă în alte țări, mult mai dezvoltate decât noi și mai civilizate. Rolul statului trebuie să fie mai puternic în astfel de acțiuni. Se vorbea despre Fondul Suveran de Dezvoltare, care ar fi fost controlat, care ar fi fost supervizat. Nu se prea mai știe ce face el. Se vorbește acum despre un lucru care trebuie să fie respins ab initio, și anume ca fondul din pilonul 1 de pensii să fie investit în economie. Asta este un lucru inacceptabil, așa ceva. Cine se poate juca cu banii oamenilor? Deci avem acum o vraiște de idei și de politici. Lumea nu se gândește decât la niște lucruri care sunt de natura scandalului politic. Uitați că mă abțin cu mare greutate, domnule Coșa, apropo de scandalul ăsta de corupție, și că astăzi am fost în fața CNA și am dat explicații. Nu mă pot abține și trebuie să vă spun lucrurile astea cu toate riscurile de rigoare. Eu nu înțeleg dosarele astea de la DNA, cu toată simpatia. Și am înțeles că au probe pentru dosarul ăsta de corupție în care s-ar fi dat șpăgi de 20 de milioane de euro. Eu știu că în corupție și orice jurist și orice student în anul întâi de facultate, când este corupție, este un corupător, da? Și ăla care ia banii din corupție. În Austria au apărut deja informații în publicațiile din Austria că o firmă implicată, se numește Sviterski, da? Ar fi dat șpaga asta groaznică de 20 de milioane de euro. Iar cei de la DNA nu au pus sub acuzare firma austriacă. Dacă Băureanu, dacă Sebi Vlădescu, dacă Ionuț Costea, da, cumnatului Mircea Gioană, au luat șpaga asta, cineva de bună seamă le-a dat banii ăștia, da? Când banii ăștia n-au căzut din cer. Vreau să văd un dosar de corupție cinstit la DNA. Adică vreau să văd pe aia care au dat, vreau să văd pe aia care au luat, vreau să-i văd pe toți înșirați, Sabin Orcan. Concluzie, 20 de secunde. Eu sunt de acord, avem o singură chestiune. Asta e doar un comunicat. Încă nu e dosarul ăsta, nu e rechizitoriu. Dar la firma nu este pusă sub acuzare. Cercetările urmează, sunt oficial români înalți care vor mai fi chemați la DNA în acest dosar, pentru că lipsesc 8 milioane de euro din șpaga de 20. Iar eu cred că vor fi chemați și reprezentanții firmei respective în România. Mulțumesc pentru prezență, urmează Lumea lui Banci, o seară liniștită. Continuăm mâine dezbaterea de la ora 21. Numai bine!